Bufonul și peștii. A fost odată un om foarte bogat, care, deși avea avere multă și case nenumărate, era mereu plictisit și ursuz. Într-o zi, auzi că venise în oraș unul dintre cei mai buni bufoni din regat. Îl invită imediat la cină. Stăpânul casei se gândi să-i facă o glumă pentru a-i pune la încercare simțul umorului. La cină, invitatul fu servit cu 3 peștișori și stăpânul casei cu un merluciu foarte mare. Bufonul lua un peștișor și începu să-i vorbească foarte încet. Stăpânul casei îl întrebă ce se întâmplă și bufonul, care era nu numai isteț, ci și foarte ingenios, răspunse: a trecut mult timp de când un prieten de-al meu din copilărie a plecat în India și de atunci nu mai știu nimic de el. Cum îmi este teamă să nu fi naufragiat, i-am întrebat pe acești peștișori dacă știu unde se află, dar ei mi-au spus că sunt prea mici și că poate un pește mai în vârstă, precum cel pe care îl aveți în farfurie, ar putea să știe ceva despre el. Atât de mult îi plăcu stăpânului casei răspunsul acelui om, că porunci să-i fie servit lui merluciu cel mare pentru a putea afla informații despre toate naufragiile ce avusese la loc. Din acea zi, omul bogat nu se mai simți niciodată plictisit, pentru că împărțea masa în fiecare seară cu inteligentul și bunul său prieten bufon. Stăpânul casei află foarte multe lucruri de la acesta în timpul conversațiilor lungi și bufonul găsi mâncare bună pentru stomacul său înfometat și un bun companion cu care să stea de vorbă în mod plăcut și cu care să râdă.